Filiala Regina Asociației Veteranilor de Război a început anul 2011 cu un efectiv de 764 de membri. Dintre aceștia, 32 sunt bărbați care au luptat în armata română, 116 care au luptat în alte armate, iar restul sunt soțiile veteranilor și văduvelor de război. Numărul lor scade însă de la o zi la alta, iar veteranii de război rămași în viață sunt tot mai puțini. Socotit la data de 31 martie, efectivul membrilor asociației a scăzut la 734. Au mai rămas 29 de participanți la cel de-al doilea război mondial cu armata română, 29 de membri și 110 membri care au fost în alte armate. Pierderile veteranilor se datorează vârstei înaintate pe care o au. Cel mai în etate erou de război rămas în viață e născut în anul 1912 și locuiește în localitatea Făgărăgău. Însă, indiferent dacă mai trăiesc sau nu, important este ca numele lor și memoria să fie cinstite de fiecare dintre noi. Trebuie să cinstim cu cinste și cu frunte, astfel să reținem amintire toate ce au făcut în viață pentru noi. Cine are rude și cine asta nu uită, alții cred că mai uită. Sunt cam uitați pe undeva. De ce credeți asta? Se simte așa, nu se mediatizați, oricum a fost cineva, cândva. Au luptat, s-au sacrificat. Credeți că lumea îi va uita, mai ales că acum sunt tot mai puțini în viață? În niciun caz, catastrofa aceea ce s-a întâmplat la primul război mondial și la al doilea război mondial, asta nu se poate șterge. Cei care au rămas și urmașii lor trebuie să respecte memoria veteranilor și să caute prin toate mijloacele să le cinstească această memorie. Veteranii de război sunt persoane care au luptat pentru libertatea și întregirea statului nostru. Ei trebuie să fie respectați și onorați pentru faptele lor și pentru jertfa de sânge pe care au adus-o țării.